Doamnelor și domnilor, este miercuri, este ora 17, v-ați obișnuit, așa este, începe emisiunea În Audiențe. Astăzi în platou este domnul viceprimar Gabriel Harabagiu. Bună ziua, domnule viceprimar, bine ați revenit în emisiunea noastră. Bună ziua, bine v-am găsit. Haideți să începem emisiunea cu o noutate. Putem să spunem că aici, la Iași, ieri, s-a dat într-un fel tonul pentru ceea ce ar putea să însemne o mică revoluție la nivelul țării. Instanța a decis suspendarea deciziei Comitetului Executiv al Partidului Social Democrat, și aici este vorba despre Comitetul Executiv Central, acea decizie prin care dumneavoastră erați exclus din Partidul Social Democrat, nu? Așa este. Deci, așa este, am primit cu bucurie și cu satisfacție hotărârea instanței, s-a făcut dreptate, consider eu. Am spus de la început că a fost un abuz al actualei conducere a PSD Iași în privința subsemnatului. Da, dar instanța a suspendat decizia Bucureștiului. Așa este. Deci, este, nu știu, s-a mai întâmplat, există vreun precedent? Există precedente, dar pe fond, adică pe o judecare a fondului. Am înțeles. Știu eu, popular spus, sau cum cunoaște lumea, acele procese de durată. Nu pe cale excepțională, pe calea unei ordonanțe prezidențiale, cum a fost în acest caz. Lucrul acesta ce înseamnă? Că dumneavoastră sunteți repus în situația dinainte de anterioară deciziei. Așa, cu alte cuvinte, sunteți membru al Partidului Social Democrat. Vicepreședinte al organizației municipale. Vă duceți la ședințe? Veți merge la ședințe? Bineînțeles. Veți plăti cotizația? Normal. Avem cu toții de respectat o hotărâre judecătorească. Vă veți duce în calitate de vicepreședinte? Bineînțeles. Nu credeți că iscați, cum să spun... Așa au hotărât colegii mei când m-au ales în funcția de vicepreședinte la conferința organizației municipale PSD Iași. E decizia unei conferințe. Corect. Am spus-o, o repet și o voi repeta până la o decizie finală a instanței. Această, cum să spun, vendetă, că până la urmă poate fi numită vendetă, nu cred că se va termina cu bine pentru Partidul Social Democrat. Haideți să vă întreb un lucru înainte de a intra în miezul problemei. Dacă instanța, într-un final, o să vă dea dreptate prin decizie definitivă și irevocabilă, vă veți întoarce în Partidul Social Democrat? Păi sunt începând de... În sensul că veți mai colabora cu actuala conducere a organizației județene? Îmi doresc și obligația față de colegii care au avut încredere în mine și m-au nominalizat și m-au votat și în funcția de consilier, propunere pe care au făcut-o în cadrul biroului politic, și pentru funcția de viceprimar, am această responsabilitate și pentru colegii mei, cât și pentru alegători, de a schimba PSD-ul din interiorul lui. Și nu să avem în continuare acei oameni care, le spunem noi, esmenii, da? Care imediat cum se schimbă politica, să trăiți, eu sunt aici. Nu, ne spunem în cadrul organizat, ne spunem părerea în partid, pentru astea sunt partidele politice. Nu, dar sigla este Partidul Social Democrat. Democrație înseamnă și posibilitatea de a-ți expune punctul de vedere, chiar dacă este în contradictoriu cu al președintelui de partid. Așa este. Da, bun. Trebuie făcut într-un cadru organizat, respectând statutul și legea partidelor politice. Bun, haideți să trecem puțin la emisiunea de data trecută. Ne-a sunat un domn Pascal din cartierul Tătăraș, da? Reclamând că sunt trotuare deteriorate, străduțe dintre blocuri cu multe găuri. Aveți sunt convins că echipele au ajuns și în zona reclamată de dumnealui. Așa cum v-am spus, noi am avut audiența miercuri de lunea trecută și astăzi, și în continuare o echipă de la Cetadin va rămâne până ce va termina toate străzile, toate aleile, căile de acces delimitate de strada Ciurchi și strada Vasile Lupu, Han Tătar, Doi Băieți. Acela este quartalul de blocuri în care se lucrează. Da, da. Profit de invitația dumneavoastră să anunț că începând de astăzi lucrările de pe strada Han Tătar vor continua și cu strada Ciurchi, așa cum spuneam la emisiunea trecută că ne dorim acest lucru. Țin să anunț că primul tronson
Deja am făcut măsurătorile, de mâine intrăm în frontul de lucru. Primul tronson cuprins între Hantătar sau intersecția cu Ciurcui Vechi, exact, cum îi spunem noi, până în dreptul străzii care face accesul la complex. A, unde pe dreapta este un stadion și în stânga te duci spre complexul Ciurcui. Aproape de jumătatea... Se va face numai pe un fir, nu? Nu intrăm în totalitate. Pe ambele fire? Intrăm adică în totalitate. Cei care au... Știți că acolo... Bine, alternativ, dar ăsta e tronson. Primul tronson. Ei parchează... Deci să anunțăm pe cei din Tătăraș care parcați de obicei pe strada Ciurchi, tronsonul dinspre Hantătar, înspre Doi Băieți, pe partea respectivă va fi... Primul tronson, primul tronson. Până la intersecție. Încercați să nu mai vă lăsați parcate autovehicolele acolo. De ce? Pentru că... Veți vedea, se începe o lucrare de modernizare, putem să-i spunem astăzi, Ciurchi, și ar fi păcat să încurcați utilajele, că... Suntem mulțumiți cum a ieșit lucrările de pe strada Hantătar. Da, nu, vreau să vă anunț că avem 125 de locuri noi de parcare, pentru că am reușit să trasăm locurile perpendicular către trotuar. Am înțeles. Nu în spic sau în lateral. Vor fi scoase la licitație, nu? Bineînțeles. Perfect. Înseamnă că pe strada Ciurchi, același lucru se va întâmpla. Una dintre benzi sau va fi și lărgită? Studiem posibilitatea și dacă o putem transforma în sens unic, ca să avem mai multe locuri de parcare. Supralărgire nu prea supralărgirea e nu prea posibilitatea este, că acolo. Și pom și de o parte și de alta și nu prea ar trebui să intrăm în spațiile verzi și știm cu toții. Corect. Bun. Ne-a mai sunat doamna Stolerenco, în zona Sarmisecetuza este o parcată, o dubiță, canalizarea de la Apa Vital, am înțeles că poliția locală este prezentă acolo. Doamna Potârla, dacă nu mă înșel eu, alocarea unei locuințe a fost la programul de audiențe. Doamna Simionescu cu probleme legate în Galata 1, doamnă, presupun că ați văzut că acolo s-au și luat măsurile. Bun. Până una alta, haideți să luăm un telefon în direct. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! Bine că ați revenit în direct. Bună ziua, doamna Stolerenco! Să rămână! Bună, domnul viceprimar, că văd că multă bunăvoință din partea dumneavoastră și a primării și a tuturor cu care colaborați. Dar, în schimb, din urmă, se face frumos așa, dar din urmă ia să rămâne cum vrea să luăm din zile. Vă referiți la parcurile de joacă? Exact. Parcul de joacă. Și chiar acolo la parcul voi vă spune astea locuri mari, da. Era de felicitat, era de, mă rog, era ceva frumos. O început să joace, fost pasat catului de acolo, de râs, cred că, nu știu ce o să, până unde, până când. E vorba și de educație, doamnă, e vorba de cei 7 ani de acasă care, de obicei, la unii lipsesc cu disoluțiile. Ar trebui să responsabilizați la într-un fel. Nu chiar numai să spunem că asta se strânge că schimbă. Nu. Ar trebui să înțeleagă fiecare ieșan și cu ocazia asta chiar și o fac publică. Domnilor, nu mai așteptați ca primăria sau instituțiile subordonate să facă totul. Faceți și dumneavoastră ceva. Exact. Adică e de înțeles că... Da. Da, nu. Așa este, pentru că... Așa, sunt tinerii din ziua de astăzi, da. Tinerii și bătrânii nu cred că nu mai tineri. Așa este. Cei doi vârstă comportă ca atare. Ce să zic, vă las în pace și dacă crezi că e important și v-ați zis, poate... Da. Mături cumva, potriva celor care trebuie. Nu m-am zic că trebuie. Mulțumim pentru telefon, doamnă. Mulțumim, la revedere, mai bine. Da, este o problemă pe care chiar aș vrea să o punctăm. Mi se pare absurd să susții că, domnule, eu îmi plătesc taxele, eu îmi plătesc impozitele, să vină primăria să facă. La un oraș care are 380-400 de mii de locuitori, parcă în evidențe. 371 au venit ultimele date de la statistică. 371 de mii. La care adăugăm și studenții, elevii veniți din alte orașe. Ne ducem în aproape de 400 de mii. Eu zic că ne ducem spre jumătate de milion dacă punem și zona metropolitană. Așa cu comune, salba de comune din jurul orașului. Adică ar fi culmea
ca pentru fiecare locuitor sau un polițist la 5 locuitori sau, știu eu, un inspector la 5 locuitori. Așa cum vorbeam și în emisiunea trecută și discutam și cu dumneavoastră, ar trebui să înțelegem cu toții că ce face primăria face din banii noștri, a tuturor eșenilor. Bugetul primăriei municipiului Iași este bugetul nostru, al eșenilor. Iar fiecare lucrare, fiecare bancă care o schimbăm, fiecare coș de gunoi, dacă îl schimbăm de 3 ori, în loc să-l avem o singură plătim dată, cu toții de 3 ori. Plătim cu toții de 3 ori același serviciu, în loc să facem eu am impresia totuși alte lucruri importante pentru oraș, pentru că, știți, prima oară când vine cineva din afara orașului, sau chiar noi, ieșenii, judecăm administrația în primul și în primul rând dacă e curat orașul. Obligatoriu. De aceea se spune și gospodarul satului, gospodarul comunei, gospodarul orașului. Întâi judecăm primarul, primăria, dacă e curat, dacă avem drumuri bune, dacă avem iluminat, dacă avem școlile, așa cum spuneam la emisiune, niciodată nu am probleme cu cei de la Direcția de Sănătate Publică să ne atragă atenția, vedeți, aveți la școala X, nu îndepliniți normele sanitare și nu puteți deschide școala. Pentru că poate și aici. Nu vedem zi cu zi. Cei care au copii la școală, văd. Termosistem schimbat la școli, băncile le plătește primăria. Obligatoriu, da. Rețeaua școlară toată este în administrarea patrimoniului primăriei municipiului Iași. Și tot ce se întâmplă legat de școli cade în sarcina noastră, a bugetului local. Exact. Și asfaltarea unui teren de joacă, o sală de sport nouă la școala X. Și un spațiu verde care este amenajat. Un spațiu verde în cadrul unei școli, a unei grădinițe, a unei creșe. Dacă după Revoluție s-au închis creșele una după alta, constatăm acum că avem câteva sute de părinți care sunt în așteptarea unui loc la creșă. Da, bun. Ei, aici e o discuție mai amplă, întrucât trebuie să recunoaștem că toată lumea a spus, domnule, a scăzut natalitatea, a scăzut. Nu prea este adevărat. Iașu ar mai avea nevoie de încă cel puțin vreo 7-8 creșe. Așa este. Pentru că profit de ocazie să anunț că joia trecută am semnat cu Ministerul Dezvoltării un contract de aproape 4 milioane de lei pentru două creșe din Iași, creșa 1 și creșa 10, care vor intra în reparații capitale. Perfect. Este un lucru pe care vom avea și săli noi și sperăm noi să primim mulți copii. Mi se pare normal, o creșă, copii mici trebuie să fie, eu aș spune, ca o zonă septică. Haideți să mai luăm un telefon în direct. Alo, bună ziua! Bună ziua dumneavoastră, bună ziua invitatului dumneavoastră. Bună ziua! Aș avea o întrebare pentru domnul invitat din partea primăriei. S-au adus în Iași tramvaile astea noi care au de ambele părți, pe o parte, pe ce tramvaile astea lungi, mari, care au venit acum recent. Da. Care le-au lăsat alții și le-am luat noi. Tramvaile astea circulă mai mult pe linia 11. În stațiile unde nu există percolă ca să poate putem urca în tramvai, ultima treaptă din jos de la tramvaile astea nu mai este, e închisă, e blocată. Și mai bine de jumătate din metru de la linie până sus. Persoanele în vârf se urcă în genunchi. Vă rog să-i întrebați pe vatmanii care conduc aceste tramvaie. De multe ori sare vatmanul să-l ajute pe om să se urce în tramvai. Le-ați adus de la alții, sunt buni probabil în interior, probabil au fost buni ca preț, dar sunt foarte nefolosibili pentru persoanele în vârstă. Trebuie să fii sportiv. Dacă poți să te urci, da, să ridici piciorul la 60 cm. Bun. Spuneți dacă se poate face ceva sau nu, domnule reprezentant al primăriei. Și iar dumneavoastră vă doresc emisiuni frumoase în continuare. Doamne ajută, doamnă. Mulțumim, mulțumesc foarte mult și să dea Domnul să meargă totdeauna așa bine. Da, țin să precizez de la început că aceste tramvai nu le-au lăsat alții. Astăzi când vorbim, din contractul nostru, știți că anul ăsta trebuia să mai luăm încă 9 bucăți. Da. Ne-au anunțat autoritățile din Germania că pot să ne dea doar 4 din cele 9 pentru că nu le-au venit lor tramvaile comandate. Ca să le locuiască, sunt modernizate,
funcționează, așa cum spuneam, astăzi circulă în orașele din Germania. Da, într-adevăr, au fost la un preț special, pot să spun, da, 20.000 de euro bucata. Cât o mașină. Dacă le valorificau ei în Germania la fier vechi, știu eu, ar fi obținut mult mai mult. Dar pentru că facem parte și din acele asociații care iubesc aceste mijloace de transport, prin aceste asociații am putut să ajungem la aceste primării. Într-adevăr, tramvaile sunt lungi. O să verific, să văd dacă știu eu să spun așa. E posibil ca ultima treaptă, deci ultima treaptă să fie fost blocată ca să nu lovească peronul acolo unde este un acostament mai ridicat pentru cadar. Trebuie să verific exact, să s-ar putea, doamna, cred că am reținut bine, a zis că acolo unde nu i-a amenajat peronul. Exact. Păi stăteam acum și mă gândeam care ar fi stația de pe traseul 11 care să nu aibă peronul amenajat. Că eu nu-mi dau seama că dacă mergem din capă din Dacia pe traseul 11, cam toate au peron. Pe celălalt traseu știu că nu e amenajat și discutam o problemă în zona metalurgiei. În zona metalurgiei, da. În partea de la Doi Băieți jos, metalurgie, Podul Sfântul Ioan. Dar nici pe bulevard cum vine pe calea Chișinăului, chiar acolo când oprește la calea Chișinăului. La calea Chișinăului este. Pe metalurgie nu este unde a fost Lactisul, nici mai departe, înainte de Doi Băieți nu este. La Doi Băieți este. La fluxul, cum se știe, este... Nu s-a amenajat că era și în curbă și da, bun, să vedem acum, exact cum ne permite acolo ar trebui, în zona metalurgiei. Da, poate că ar trebui stat de vorbă, știu, în anumite stații să poată fi deschisă și ultima zona metalurgiei ne-a fost semnalată și am văzut-o pentru că noi am făcut linia, automat s-a ridicat și linia, dar partea de carosabil de strada a rămas mai jos și nu a fost încă intrat în reabilitare. E posibil, poate că dacă stați de vorbă cu cei de la compania de transport public să se remedieze sau să fie acest tip de tramvai să meargă pe un traseu care are tramvaiele sunt silențioase, ați văzut și la voastră, nu din punctul ăsta de vedere, modernizate o parte din ele și în 2014. Adică, da, cum a spus și doamna, într-adevăr, în interior, pe asta ne interesează, confortul din interior corect. Și să consume mai puțin. Și siguranța. Siguranța, sistemele de frânare în principal și să consume mai puțin curent. Care? Nu ne interesează foarte tare cum arată. Așa cum spuneam la celelalte emisiuni, tramvaiele ale noastre verzi circulă pe două trasee din Viena, circulă în Zurich, cele care le-am primit și prin înfrățirea orașului. Nu e o problemă aspectul lor exterior, pentru că durata de viață a unui tramvai e minim 50 de ani. Da, dar și chiar și tramvaiele care au fost acum puse în circulație aduse arată bine, adică nu poate să spună lumea, domnule, nu arată deloc. Haideți să mai luăm un telefon și după aceea o să revenim la o problemă cu transportul public. Alo, bună ziua! Bună ziua! Primul rând să vă spun și eu cum mă urc de acolo de metalurgie. Și e fac o suzana pe la două tramvaile, nu numai astea, și la cealaltă urc foarte greu. Să ieșim, e fac un stradă. Da. Deci, metalurgie unde a fost Lactisul, următoarea unde e... Da, sunt două. Între Doi Băieți și Podul Sfântul Ioan. Exact. Acum te-am zis ce v-am sunat eu. Vă ascultăm. Vă rog frumos pentru domnul viceprimar. Se trimite și la noi în Dacia și strămoșilor. Să mă duci la noi strada asta aici. Nu s-o mă tragea, nu trebuie de la Paști. Tot era o intervenție de-a lui domnul primar, dar de atunci nu am mai venit. Acum s-o fost iar, așa o rămas așa de urât. Deci pe strada strămoșilor. Da, știi domnul viceprimar. Ok. Rugăm frumos. Da. Mulțumim pentru telefon. Mai avem puțin timp până la pauză și vreau să vă spun o problemă din transportul public cu autobuzele noi. Extraordinar de bine. Noi, silențioase, aer condiționat, tot acolo frumos. Dar parcă aerul ăla condiționat este prea puternic acum. Deci vă spun sincer, mi s-au plâns ieșeni, domnule, nu știu unde să stau în autobuzul nou, să nu mă lovească, mă lovește la cap, aerul ăla condiționat, prea cu putere, nu știu cum să mă feresc. O să verificăm și să vedem adică, dacă poate, există și posibilitatea, cu există, siguranță există posibilitatea, sigur, posibilitatea reglării, adică ei spun, domnule, înțeleg, e foarte bine, aer condiționat, dar prea te ia de cap așa.
Au bun. Fost prea rapizi pașii pe care i-am făcut. Au fost prea rapizi, adică lumea era obișnuită, mai cu înghesială, mai cu un geam deschis. Știți că se spune, domnule, nu avem AC aer condiționat, avem GD, geam deschis. Eu mi-aduc aminte din vremea studenției când mergeam în copou de muzica care s-a ascultat în mijloacele de transport. Ați prins autobuzul 27? Normal. Care întorcea sus la Super Copou? Și troleibuzul de la rond din Buciu? Autobuzul 27, cel care întorcea la Super Copou și aici în Tătăraș, venea prin Tudor și se întorcea în Tătăraș chiar la complex. Tramvaiul 8, 42. Tramvaiul 8, 42, ăsta nu, dar autobuzul 27 când pleca... Jumate din oameni erau în exterior. Da, da, așa este. Da, erau ciorchine. Bun. Doamnelor și domnilor, facem o scurtă pauză publicitară, nu schimbați postul, rămâneți pe Iași TV Live, pentru că în partea a doua vom discuta și despre problemele de urbanism ale municipiului Iași și despre lucrările de reabilitare ale străzilor din municipiul Iași. După o scurtă pauză ne reîntoarcem.